Imagini în direct cu președintele Klaus Iohannis. Și trebuie să vă spunem câteva cuvinte și despre context. Este așteptat să sosească Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, la baza aeriană de la Mihail Kogălnicianu. Acesta este practic și locul în care sosesc trupele americane. E un eveniment important astăzi și o zi importantă pentru România. Deja vă spuneam că au venit primele convoi, au venit primii militari. Cei doi îi vor întâmpina pe soldați în bazele din România. De altfel, și ieri președintele Klaus Iohannis a avut o zi plină pentru că a mers la Craiova pentru a-i vizita pe așa-numiții Scorpionii Roșii. Astăzi are o zi plină în baza Kogălnicianu. Ar trebui, așa cum vă spuneam, să participe la eveniment și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Și nu numai președintele este evident participant la eveniment, șeful statului major al apărării, primele convoaie cu tehnică militară din Statele Unite fac parte din Task Force. Și au intrat în România în seara zilei de miercuri 9 februarie și acela a fost un eveniment. Au devenit virale, practic, imaginile cu convoaiele care soseau în România. Autovehiculele care făceau parte din această coloană însoțită de autospeciale ale poliției române s-au deplasat pe ruta Arad, Deva, Sibiu, Râmnicu, Vâlcea, Pitești, București, Mihail Kogălnicianu. Acesta a fost punctul terminus și acesta este și punctul în care îl vedem acum pe președintele Klaus Iohannis. Și în paralel, primele 10 autocare cu militari americani au intrat în România prin punctul de trecere de la Vama Nădlac. Numărul blindatelor Striker dislocate de unitate americană în România nu a fost comunicat oficial, dar în mod normal o astfel de unitate este formată din 130 de vehicule de transport pentru infanterie, 9 vehicule cu rachete ghidate antitank, 27 de vehicule de evacuare medicală, 12 de geniști și alte echipamente de acest gen. Iar noi urmărim ce se întâmplă acum în baza aeriană din Mihail Kogălnicianu. Probabil vor fi făcute și declarații, cu siguranță vom reveni cu imagini de acolo pe parcursul zilei. Pentru că, așa cum spuneam, este punctul cel mai important dintr-o întreagă campanie care vizează România. România devenind astfel, pentru ziua aceasta cel puțin, unul dintre cele mai importante puncte, unul dintre cele mai importante puncte din Europa, strategic vorbind. Este un eveniment privit cu foarte mult optimism de români, de către toată Uniunea Europeană, de altfel, această intervenție a NATO. Pentru că, așa cum știți, au fost făcute publice sondaje de opinie realizate în ultimele zile. Foarte mulți români sunt de acord cu această mișcare, foarte mulți români susțin mișcarea NATO, susțin ideile NATO în paralel cu ideile Uniunii Europene. Și este în legătură telefonică directă cu noi acum Mihai Duță, jurnalistă Newsweek România. Bun găsit, Mihai! Dacă ne auzi? Da, bun găsit. Bun găsit. E un eveniment important, am putea spune că este o zi crucială, pentru că am avut așa un crescendo în zilele anterioare. Președintele a fost ieri la Craiova. E o acțiune intensă în aceste zile, dar ziua de azi aduce în plus și prezența lui Jens Stoltenberg aici, în România. Da, e un semnal foarte puternic dat Rusiei. Să nu uităm că Rusia a cerut ca NATO să se retragă din țările în care este prezent în Europa de sud-est, în principiu, până la granițele din 1997, granițele NATO, să spunem. Și răspunsul NATO a fost unul foarte puternic. Nu numai că nu a făcut niciun pas înapoi, a trimis trupe și în România, și în Polonia, și în toate țările din această zonă și în momentul de față se întărește foarte puternic acest flanc de sud-est al NATO, pentru că în partea de nord-est, în zona Poloniei, acolo era deja întărit. Aici rămăseseră lucrurile așa un pic în urmă. Acum semnalul este foarte clar. Prezența
lui Jens Stoltenberg în România. Este un semnal foarte clar dat Rusiei că NATO nu face niciun pas înapoi, ba din potrivă, face mulți pași în față. O prezență militară numeroasă a NATO, armatei americane în România, nu face decât să întărească toate angajamentele luate de NATO până acum, și anume că toate țările NATO sunt egale în această alianță, adică o agresiune împotriva unei țări din Pactul Nord-Atlantic este o agresiune împotriva NATO, indiferent care este această țară. Acum, sigur, vedem pe și de cealaltă parte o aglomerată de trupe, era să zic sovietice, dar rusești, la că ăsta ar fi modelul, de fapt, dar trupe rusești la granița cu Ucraina, vedem ce se întâmplă și în Belarus. Da. Sunt acțiuni în forță și care sunt menite să intimideze, dar să sperăm că mai departe de intimidare, pentru că mulți au comentat că practic asta ar fi ideea, da? Un fel de arătare a mușchilor, dacă putem să-i spunem așa, ca în popor. Dar dincolo de provocare, dincolo de această tentativă de a-ți arăta forța, să sperăm că nu vor fi făcute niște acțiuni concrete. Da, cu toții sperăm acest lucru. Sigur că în momentul de față Vladimir Putin este într-o situație foarte complicată pe plan intern, pentru că el a început tot acest scandal militar, tocmai pentru că din punct de vedere economic lucrurile nu stăteau prea bine în Rusia. Ei, acum lucrurile din punct de vedere economic în Rusia stau și mai prost și perspectivele sunt și mai rele. Toată concentrarea asta de trupe la granița Ucrainei se face cu niște costuri foarte mari, doar că ții oamenii acolo și ții concentrația acolo și tehnica militară și oamenii, asta reprezintă o cheltuială foarte mare. Nu știu ce speră să mai obțină din punct de vedere în momentul de față, și este foarte puțin previzibil ce ar urma să facă, pentru că încă o dată, dacă privim logic toată această aventură lui Vladimir Putin, este lipsită de sens. Da, mă rog, miza este una economică, în primul rând. Și tocmai asta spun mulți, că de fapt este vorba despre o negociere care vizează niște resurse, niște contracte, pentru că până la urmă nici președintele Putin, la cum arată situația, nu are nimic de câștigat. Ar fi vorba de un embargo care ar îngenunchea economic Federația Rusă. Deci până la urmă, în afară de o arătare a forței, a capacităților, dincolo de asta, ce să-ți iasă de aici? E clar că e o miză economică dacă le eliminăm celelalte. Dincolo de miza economică, este o miză, cred că, nu cred, sigur, mult mai importantă pentru Rusia lui Putin. Faptul că o țară precum Ucraina înlocuiește un sistem de ăsta dictatorial cu un sistem democratic, nu îi convine, nu e ceva convenabil pentru Rusia, pentru că este un model care ar putea fi urmat și de alte state care acum stau sub papucul Rusiei. Hai să vedem totuși ce s-a întâmplat în Belarus, revolta de acolo. În momentul în care vor fi alte condiții, vor vedea și cei din Belarus că, uite, Ucraina poate să reziste și poate să aibă un regim, o democrație care să fie funcțională, celelalte state sunt convins că ar urma acest model la un moment dat, pentru că nimeni nu vrea să stea la infinit sub talpa al cuiva. E lucrul ăsta nu-i convine lui Putin, pentru că Rusia, dacă ne uităm modelul rus a însemnat sprijinirea dictatorilor și în Siria și în multe alte locuri. Rusia totdeauna a fost de partea dictatorilor. De ce? Pentru că da, până la urmă este vorba despre forță, despre negociere. Sunt foarte multe elemente pe care probabil nu le cunoaște. Mulțumesc foarte mult, Mihai Duță. Urmărim ce se întâmplă la baza Mihail Cogălnicianu. Cu siguranță vom reveni și cu imagini și cu date suplimentare de acolo.